Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Și de data asta, a venit episodul ăsta cu o mică întârziere de o zi, trebuia să fie ieri. L-am pus numai azi. O să vă spun imediat și de ce. E foarte nașpa. Deci în perioada asta urmează tezele. Dar nu lasă teze, nu-mi pasă mie de teze, nu-mi pasă în general de chestii de genul. Cel mai important pentru mine, lasă-mă un pic fizuleț, că acum am o discuție sentimentală. E școala de șoferi, bă, deci poate unul dintre voi știți că acum am făcut școala de șoferi. Ah, se pune și Galapagos. O să-l sun după ce termin această discuție emoționantă. Deci ce am vrut să spun, fac școala de șoferi și o să ziceți, ai timp tu să dai examenul, dar mâine dau examenul de condus, apoi am făcut chestionare și căcaturi. Bine, chestia asta e așa mai mult de formă, dar cel mai important a fost că am terminat Attack on Titan, deci am fost obsedat de animul ăla. Efectiv, l-am mâncat, bă, l-am devorat, bă, cu poftă. No, hai să-l sunăm și pe Galapagos să nu plângă, bă. L-am introdus și pe ăsta aici. Cine e ăsta, bă? Dar cum îți permiți să mă te adesteze? Nimeni, ăsta v-am zis că trebuie să-l apelez rapid, bă, am reușit, bă, nu început să plângă, ok? Na bun, acum trebuie să mergem după carnet, bă, o să intre și eu și o să facem duo mortal, bă, o să fim unul la intrare și unul la ieșire, bă. Acolo la podul v-am spus eu că trebuie să se denumească podul ăla, podul Maceo, bă. Acum o să vină și el pe podul meu să-mi... Mă rog, nu contează că el o găsi prima dată locul ăsta, contează că e a meu. O să-ți ia și el de pază la un colț, că-i dau acolo voie un sfert de teritoriu. Făcut el ceva aici, Chivo. Bun, stai mă să fac și eu, da mă, stai că... Dar tu fă-ți intro, mă, când te simți. Da, pe acum fac. Atunci să-ți faci intro. Da, nu ți-am zis că mi-am vândut virginitatea pe ziar. Cu cât, bă? Da, nu mă, știu, că ceva lire. Nu mă, câțiva franci elvețieni. Mă, eu mă gândeam că o să dai și tu. Bun, hai gura. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Sam Direct aici, alături de purandelul de Florinel, care nu vrea să se arate, pentru care bube în curs și mânuri scurte. Serbus. Nu Serbus, mă, se zice Serus, mă. Serbus. Serbus, bula! Mă rog, Serbus. Se lege joi, da, Serbus, o pula. Nu, bun, astăzi, bineînțeles, într-un începerea Serbus. Videoclipului Touch. Mă rog, să lătăm pe William, bă, da, uite, hai, William, ce bot. Trebuie să dau niște bani vouă. Bineînțeles, încep în forță prin ăla infernus și al pușca în următoarea secundă. Bun. Chestia este că doar 3 dintre voi fură. Stai mă, nu mă! Care e ăsta? Ah, mă rog. Doar 3 dintre voi fură câștigători și au comentat, dar din acei 3, din câte am văzut, numai unul on. Respectiv, Scar. Fură, bă. Păi da, mă, dar gândește cum se scrie fură dacă n-ai majuscule la tastatură, nu știu. Fură. Oh. Cei doi fură. Ce majuscule, doi... bă? Și fără, tot aceeași chestie sună, voi fură. Mă rog, se pare, stai su 2, 1, 4. Neconformare, ordin, du-te mă de aici. Pă, ceilalți doi vă aștept în joc când puteți voi, acum v-aș fi putut da banii dinainte, dar Jose Miguel și Destroyer X2 vă aștept cât de rapid. Direct aici, primul pretendent, Taxi. Crede el că eu nu sunt gang, credea. Mă rog. Deci, Scars, îți vin banii imediat. Cât am zis, bă, că le dau? 16k? 700k, bă. 7, acum le dau 700k. Asta le promis, nu fii nesimt. Da, acolo ne. No, bun, pentru celelalte două poziții care nu au fost revendicate, mă refer ca poziția de VIP în a vă lua banii, voi face din nou un giveaway sau o să-i dau bani la... Ce mă, o să fac giveaway, mă, ce aveți? Vreați voi că-i dau bani la Florinel. Florinel... Am zis unul, bă, lasă, bă, copii, bă, dar păi ce crede el? A, ăsta m-a sunat mai înainte. Cine? Fizuleții, bă, fizuleți. Am spus că eu am o dificultate în a citi numele bizare. Fizuleț. Da, hai, că nu e chiar așa rău, bă, deci eu am... Florin. Eu am, nu știu, comentat despre numele care au numere în ele. Ăsta n-are, e ok, are un dublu Z. Ai văzut ce a făcut tânărul Ferb? Mai e infracțiune, nu știu ce-o făcut. Nu. Invitatul nostru Ferb a părăsit interviul deoarece nu a respectat regulile. Bine, eu mă gândeam că a făcut ceva, nu știu, grav, ca aport sau... Avort. Sarcină premeditară, ceva. Dar el este un avort, așa. Nu, poate ne urmărește. Păi da, probabil, cred că Ferb mă urmărește. Păi da, cum direct o să-ți facă post, hai Ferb, gata, fă-i post la bulangiu ăsta, dă jos din funcție, dă-l în măsa. Da, mă, ăștia te-au amenințat, bă, parcă îți fac nu știu ce, mă, ce ai primit, nu știu ce. Nu. Tăți, că au zis că, se schimbă liderul și, și îți dau eu direcție.
Nu e aici, mă. Ce mă, nu mă zis, bă, că te găuresc imediat. Nu știu ce le-ai, le-ai mustat. Mustrat, bă. Mustrat, bă, da, bă. Adică le-am violat intimitatea mamelor, adică, mai precis, le-am punat mamele. Sentimentele materne, bă, nu știu dacă are vreo legătură cu mamele lor. Mă rog, nu știu, a fost singură care te plica și le-am spus, pentru că asta fac eu de obicei. Dar mai bine spune-le de Sabina, direct. Veni rușinatule. Otilia. Otilia, mă, dar nu așa o chemă. Într-o zi voi afla. Într-o zi. Într-o zi. Da, mă, dar interfonul cred că e pe taică-to, bă. Eugen îl cheamă pe taică-to. De unde e Eugen, mă? A, păi trebuie să mă duc la interfonul tău, mă. La interfon, dar că... Îl sun, îl strigi pe balcon, mă, îl strigi. Dar o întrebă cum o cheamă pe mătanu. Așa o chem, da, așa îl întreb. Direct o să-mi răspundă, bă. Până floare. Liniștit, deci poți să vii, liniștit. Nu, hai să... Și atunci între timp vin cu ouăle. Monica, bă, Moni. Gata, acum știu. E cu V. Un mare spoiler. Valerica. Voli, voli, gata. Te-am prins la prune. Voli pe ar. Amu, te-am prins la... La prune, Voli o cheamă, bă, ce căcat. Voli? Ce la voli? Conectare în urmărire. Păi nu-i mai câta Voli, bă, eu așa știam. Ba cum să nu Voli? Dar trebuie să fie un pic așa mai ungurește, bă. Mă, Voli, mă, perfect. Voli, nu. N-am accent de ungur, tu te pricep, man. Bine. Ia este aici un nivel de plângă sine în însă, dar sunt prea incompetent ca să-l opresc, bineînțeles, Florinel, aveam nevoie de ajutorul tău, nemernicule. Unde ai fost? O să te întind... Hai să nu zic ceva vulgar. Ata. De fapt, nu era chiar așa vulgar. Că stau bine să mă gândesc, dar oricum am uitat. Dar ai fost, dar vrea să depășească un organ al poliției. Bine, tot te depășește și linia continuă, treci pe contrasens, fă debilități și astfel îți voi... Ia, o făcut debilități altul, nu el, dar și el cred că vă face aceeași debilitate, simte el nevoia. Ba nu, n-a fost să fie. Dar l-am vai câte debilități. L-am surprins pe ăsta, bă. Vezi că numai lider ești la interviu acum. Mă rog, nu numai lider, dar oameni importanți. Aha, lider și ferm. Ai zis că a fost ferm. Nu, oamenii de asta nu ieșit tu, da, înțeleg. Ce, mă? De asta nu ieșit tu. Da, sunt alții, mă. Că eu vrut să mă bage și pe mine, da, până la urmă le-am zis că eu nu fac așa ceva, eu sunt prea important pentru ei. Normal. O seară bună, auzi la asta, mă. Celălalt, ce-o scris, bă, stai? Mă, dar eu n-am citit nici măcar o propoziție, bă, am citit salut acum, ultima oră. No. Sfat pentru admin, stați pe... A, nu mă, stai, mă. Dar păi ce pui mei? Stai, e același interviu, bă, ce? Ia s-o dat jos, bă, și mă... Slash ID 152. Slash SU 15... Nu, mă, stai, nu slash SU. Ticket 152. Da, bă, dar poți să-l citești în gând, bă. Mai important este că... Nu mă, dar eu nu citesc, mă, eu scriu în timp ce scriu, bă. Oh, am greșit amenda. Hai să dau una de 30. Vezi de ce nu-i bine să scrii în timp ce scrii, bă? Deja e, bine. Mă rog, nu contează. I-am schimbat amenda frumos acum, e de 30, nu e 20, că am fost prea bun cu el, bă. Cum i-ai schimbat-o, bă? M-ai dat odată, dar cum adică? Dacă îți face post, ai belit-o, man. Nu, mi-o belește nimeni. Ba, numai da. Tu dacă vrei, că nu mă țineți permis dacă vrei să o belești. Da, mă, omule, dar... Nu, dacă am greșit amenda, am voie. Face cu PageUp. Nu, ce PageUp? Nu mi se pune la raport amenda pentru contrasens. Pur și simplu am greșit suma. I-am dat-o ca să nu plătească 20 în loc de 30, pentru că sunt un binevoitor. Nu las copilul să plătească mai puțin. Ia-l-ai. Ia-l-ai, cum m-a văzut direct s-o căca pe el, bă. Acum probabil se șterge la volan. N-are el treabă. Se șterge. Tirul lui Roz. Așa o să-i zici și la sală, la aia. Când ai sala? La examen de șofer. La volan ni se permite a ne șterge la fund. În limita bunului simț, deci mai mult de 5 minute nu. Îți scoți fundul pe geam și... Le arăți fundul, bă. Ceva. În timp ce te ștergi. Îți dai seama ce sex ar fi. Totuși. Oprim motorul de la Nebula, dar tot a fost omorât. Ha, ha, ha! Nu poți să scapi lui Galapagos. Până Galapagos dă reload, ai putut să dai, bineînțeles, dar nu ai dat, ha, 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 ha. I-am zis lui ăsta, dacă nu te dai, ai wanted și tot te dai. Acum sau niciodată? Așa i-am și spus. Am un săracu, stai că e rușine să iasă, bă, că e cu pantaloni în vine, bă. Îmi dovezi la lume. Nu așa era, bă. Nepatriotule, rasistule. Dacă vrei, eu știu imul țiganilor, dar pe altul nu știu. Numai în latimele. În latimele încă, nu?
Dar ce-o crezut el, bă? Cum ar fi Mucleson la tine? Îmi place tipul ăsta, bă. Mereu crede el că îl iau o mașină, bă, iPhone sau iPod, cum dracu o cheamă. iPhone 007. Așa îl cheamă? Nu, mă, îl cheamă un pus pătar, da. I-am pus eu porecla. Ce buie mea, mă, m-am defectat. Ce-ai mă lipsit și tu de la mine. Acum văd aici o țintă nemobilă, nu știu, care este imobilizată sau nu știu, numai nu se mișcă, bă. Și știi ce se va întâmpla, bă? Voi constata că este afectat și îl vor omorâ, ha. Auzi la patronul, să mor tu! Și că la ăla, se mor tu? Ei bine, se pare că tu ești cel care va muri, dragul meu. Doamne, ce idiot, frate, pe serverul ăsta, na bun, ce idiot. Direct l-am fotografiat. Și l-am trecut în Dead Note, mă, dar stai să-l trec, mă, că eu, uite, știți pe ăla pe care l-am trecut în Dead Note, că fugi de mine și-a dat slash kill, bă, i-am făcut pe ăsta, păi nu m-am mai uitat să văd ce-o pățit. Am scris Nier Wanted. Fugi de tine și dă slash kill, ce, faci prost? Da, asta e regula, în comportament NRP. De când, bă? De tot timpul. N-ai voie să dai slash kill când ești urmărit. Mai ales când... Înainte să dea ban o zi, dar nu s-o scos de tot, regula. Ce? Ce regulă? Nu, mă, dacă îl vezi pe unul ca polițist și urmărește n-are oante, cel merge în largul mării și de slash Q, comportament nu răpă, faci post, primește agile. Dacă tipul ăla fuge de tine și de slash Q și nu-l bagă la pușcărie, iară comportament nu răpă, dar ce? Nu, mă, nu, unii se aplică, hai să scriu și motivul deci, aici. Deci, da, dar are sau un wanted? Trebuie să aibă wanted fără drep și fuge. Dacă e în urmărire și dai un măsor, cum îl bagă la pușcărie? Numai dacă are fără drept, nu poți să-l somezi ca să-l bage și n-are voie să iasă. Da, păi dar înainte să dădea bani o zi. Nu, păi acum nu știu, eu mi-am făcut postul ăla, am zis că n-am văzut sancțiunea. Sancțiunea, mă rog, ăsta mi-a zis că sunt o grămadă de fraieri pe server, direct limbaj. Lol. Cât de voluntiu să fii, bă, da? Cât de prost să fii, cât de bătut în cap cu parul să fii, bă. Cât de bătut de măta când ai fost mic să fii, mă. Cât de curele să iei păstă curbă. Cât de... Era să... Deviez de la subiect să ajung iar la zona vulgară. Da, mă, dar cum să fie așa prost? Unul vine pe contrasens cu mașina aia de... Și se pare că e ceva tâmpit. Mă rog, tâmpit. Probabil e un fan. Mașina se pare că e ceva tâmpit. Nu, mă, dar au venit pe contrasens pe partea aia, eu mă duceam regulamentar, el vine și dă de mine. Probabil s-o speriat, o zis, bă, pe contrasens, hai totul să-l ciocnesc, să-l elimin din circulație. Am o să trebuiască, ia uitați ce fain să bășește ăsta, doamne feri. O să trebuiască să mă duc de acasă iară până la sediu. Să-mi iau Infernusul. I-a dat runner, wanted 1 la 1, bă. Bă, vrei să vine... Ah, arătă 1 și 4. Ce, mă, vrei să vine Daniel să te certe, bă? Care eu îi dau wanted greșit, știi? Nu e automatizat, da? Săracul ăsta era în tir, nu, și-a lăsat tirul, s-o da jos și toate am dat fugar, pentru că dacă îmi cere ceva dovezi, îi te dau din filmare. Și acum, polițistul Galapagos, ganchistul, vedeți cum ratează 9 deagle-uri, ca un... Ganchistul, bă, dar explică-le mai întâi ce înseamnă, bă, nu folosi cuvinte vulgare în... Nici măcar eu nu știu ce înseamnă. Pentru asta te-ai barberi pe frunte. Am bă piciorul. Pe frunte, bă? Păi, da, asta e un nou mod de tortură. Iar am vrut să folosesc cuvinte vulgare, dar nu merge treaba așa. În acest canal nu se folosesc înjurături, suntem niște persoane cum bine crescute. Cum pula se folosească înjurături? Da, mă, dar eu nu știu să cenzurez, bă, deci așa o să rămână, bă, cum o, ce-ai zis tu. Mă rog, cel puțin nu din partea mea, pentru că eu sunt o persoană bine crescută. Am fost crescut de mai multe de mic și m-au învățat. Te-au să mă comport. Bă, m-au crescut cu patul lui Procus, un pic m-au lungit, dar e ok. De ești așa de mic, are logic. Bineînțeles. Totuși, mă gândesc zi de zi, bă, mă tot gândesc cum Florin asta poate fi așa de mic, bă. Tu ești o marmotă. 1.30. La rece sau... Nu, stai. La cald, bă. Îți dai seama că am găsit un Landstalker pe server care se spawnează, în sfârșit. 5, nu, 3, sunt fan, salut. Da. Un Landstalker, bă. Da, mă, dar de ce trebuie să simte, să simtă ăștia nevoia să-ți dea SMS, să spună că-s fani? Dar nu! Stigă! Mă întreabă dacă îl mai știu, nu, no, scuze domnule, dar nu te mai știu, nu o să-ți o spun în față, dar habar n-am cine ești. Scrie acolo în comentarii ce ai făcut important pentru existența mea, dar țin minte câțiva fani, deci nu o să fiu niciodată câțiva fani, bă, deci să știți, fanii care mi-au marcat existența, bă. Deci, stați, bă, ce era de Cristi Desa, bă, mi-a ciurit mașina într-un episod, bă, și eu m-am enervat pe el, vreo două zile sau trei, bun, deci l-a fost unul. Mai era unul, stai, mă, cum, oricum pe Lemon Fresh n-ar cum să uit că mi-au vândut o mașină și am făcut profit de 15k.
Am eu un farm mexicanul 69, mi-a vândut Hunter-ul. Da, și ăla e fan, dar ăla nu am, n-am amintit cu el. E, nu, dar mie mi-a vândut cu 500, e bine, l-am vândut cu... Taximetrist cu ante 6 la vid, nu, cu Tommy. Nic. Mai e un fan care te-o prostit, bă, și te poți să-ți cumperi cheat-a, bă. Și cheat-a nu se vinde public, că nu-l vinzi. 1, cam atâta. 1,1. Bă, Maceo, Marian, no, îmi pare rău, dragul meu. Regulile se aplică tuturor. Nu se fac discriminări, bă. Sunt viewer. Dă-te jos. Sper că ai, de fapt, nu știu, pentru bine tău. 1, 3, 4, nu mă, stai. 3, 4... 3, 4, 2, mă, hai că ok, ai nivel 1. Are nivel 1. Nu credeam că ești așa, dar na, păi... Dacă mai stăteai un pic în tren... Mă rog, nu în tren ăla, dar... Hai bă, că hai la HQ te... să vezi două mașini călărindu-se, da. Se reproduc. Nu, bă, da! Am fost de treabă cu el, numai... Salpa. Ce mă, ce mă de aici? Ia, mă! Deci, fiind 337, să ieși, nu se... Asta a fost pentru atingere de forță divină, bă. Te trag pe dreapta, sancțiune cu moartea, bă. Clar. Ia, mă, Find House cu 55k, bă. Ce, bă? Cum să publice asemenea anunțuri când Galapagos e pe server și negociază până la 40? Eu mi-am frecat mașina până mi-a explodat. Ce spune eu și ce spune maimuța? Mă rog, nu mi-a explodat, dar eu l-am tras pe la dreapta și n-am știut care e nivelul 1. Apoi săracul el nu s-a obosit să... Mai stea un pic să îi zic ce-l trag pe dreapta, aia s-o dat jos și mă întreb, o zis că nu credeam că ești așa. Îmi pare eu că ți-am dat jos, da. Nici o părere nu, dar am spus așa ca să par de treabă, am spus că îi las în pace, dar eu nu am voie să mă iau de el. Care e nivel 1. Păi, cum adică? Păi, dar tu pentru ce te-ai dus? N-am fost. Păi, au mers pe contrasens, eu am tras pe data, dar nu să știu care e nivel 1. Încolo. Hai, poți face o mostrare verbală, bă. Era în tir? Ce da? Bă, de zici! Ai fost prins pe contrasens, mustrare verbală! Atât! Ce mă, nu mă, dar ce... Cu ce mă unge pe mie pe suflet asta, bă? Că și-o terminat, că nu mai are cursa? Nu vreau să văd că plânge, bă. Să sufere. Nu mă, dar nu vreau să am... Nu, îți place V6. Nu-mi place, cum să nu-mi placă? Am fi unui l-aș fi dat. O explodat? Ăsta are comportament nou răpă, bă, ce căcat a făcut? I-am explodat să tir oare? E la distanța aia cu Deagle-ul, mă, dar eu știu că sniper, săracu-i, are... Respawn la spawn, mă, nu știu. N-are chirie. I-am distrus oricum ziua. Sunt de 16 minute și n-am mai niciun carnet. Încep să-mi... Începe să-mi fie rușine de mine, bă. Doamne fer, bă. Deci pentru nivel... de la 7 plus începe cu... De la 9 plus poți să-i dai amendă plus 100, de la 7 plus poți să iei carnetul. M-am actualizat și eu între timp. Iar am o leacă învechit. Mamă de mar. LOL, le-am dat la 1 confiscate driving leak, confiscate weapons, wanted pentru cop attack și kill. Și puteam să-i dau și ticket. Felicitări. Ești un... Da, da, 3 puncte de raport de pe băiatul, bă. Deci nu e chiar așa. Sunt un polițist înverșunat, man. Ei bine, nu știu care e faza cu confiscate weapons și nu cred că mai e ilegal. De ce? Nu știu. Avea armele la vedere, pentru asta se... Confiscate. Nu, nu sigur. Da, mă rog, nu mă bag în chestii din asta. Ești rank 4 și nu știi? Ia întreabă pe tău dacă ești curios. Știu, dar asta era mai de mult, dar cred că nu se mai face așa. E adevărat, omule, dacă are... Păi, pe lângă că m-au atacat cu ele și am dat taser, mai aveam efectiv la un deagle, la un glonzy deagle. Și abia am reușit să-i dau taser până a scris un aer. Mai atacă deja de vie obraznic. Nu știu prea obraznic, deja ar trebui să fie pedepsit cu biciu. Aștept, bă. Numai să dai așa peste buci, mă, că-mi place, mă. Asta a fost o excitare animalească, bă. Dorințele sexuale, Mihaiță? Bineînțeles. Bineînțeles. Fan Gabor XL numărul 1, abia aștept peste 2 ani. Fan Galapagos numărul 1. Sau fan Nani numărul 1. Ce zici, bă? O să-i dau want la asta. Ah, ok. Mersi de părere, bă! Să fie de bine, bă. Să stea pe esofag. No! Orice, dar nu asta, așa?
Mai bine aș fi spânzurat de limba. Să se blocheze castravetele în trahee. No! Neconformarea ordinii de cum te pui tu cu Galapagos, nesimțitule, te predai Daniel? Minții. Daniel, ai primit un dolar de la Radu, doamne Ferno, mersi Radule, m-ai sponsorizat, acum am bani să-mi cumpăr al doilea Inferno, m-am gândit, nu știu ce să fac cu banii. Și că de ce wanted? De parcă nu ți-ar apărea, ai primit wanted 2 pentru neconformare ordin, oh! Da, ăștia sunt orbi, ticket. 2-3-1 era? No, căcat că nu știu ce ai de avea, hai că-i dau random, nu mă apropii de el. Cum să fie așa, așa, nu știu. De fapt, știi ce aveam eu aici un său cu el? A, atâta, 2-3-1 era. Fugar. Barbă. Bun. O să-l depășesc prin stânga. Lol, nici măcar nu o pus rezistență, man. M-a lăsat și eu acum o să-l aștept aici așa cu mașina pusă orizontal, mă. Știu că n-are niciun sens că orizontal va fi oricum aș pune-o, dar... 2, 3, 4, 5... 5... Hai că mă duc după el, dar nu mă așteptam să fie așa rezistentă ca cacatul de mașină. Păi îmi dau seama de ce îți copiii dămâiști și runneri. Pentru că îi cheamă fan Gabor XL numărul 1 sau s-a dus de Gabor XL, bă. Pentru că acum e unul cu fan Gabor XL la nume și i-am dat 3 măsuri și-au fugit. Da, toți dămâiștii și ăștia de pe Gabor XL, bă. Nu, iară va fi un... Eu te-am auzit ce ai zis, nu prea îmi... pasă de Gabor XL sau ce face el și nu îl judec pentru... că pune videoclipuri pe net, eu nu știu, e urmărit, lumii îi place, are o grămadă de subscriberi, treaba lui, dacă copiii care vin pe server, vin din vina lui și azi dămâiși, nu mi se pare că, mă rog, nu vin din vina lui, vin datorită că el a făcut publicitatea serverului, nu mi se pare că e vina lui. Asta normal că e vina lui, omule. Nu știu, joacă-te cu, nu știu, cu nimeni pe un server, găsește-ți un server în care să fie doi playeri, cineva trebuie să-i aducă. Fiecare copil nu știu are dreptul să facă dâmă. Dacă e prins, va fi pedepsit. Eu am dreptul să înjur, numai că o să fiu pedepsit pentru asta. Așa că nu înjur, băi, deci eu sunt un... Nu știu, ați văzut ce... Prea academic ai fost, bă. Și asta mai am să zic și eu, numai că am văzut să zic ce filozof am fost. Mă rog. Cam asta a fost, dragii mei, și pentru azi. Am filmat de 22 de minute, cred. Nu mai filmez, îmi pare rău că n-am luat niciun carnet. Îmi pare rău că n-am filmat... Da, du, cred că ăsta l-am... Da, el a fost cel explodat mai înainte. Vreau să spun că îmi pare rău că n-am filmat în ultimele 3 zile, sper că apoi mâine să filmez, dacă nu filmez răspui mâine, deci mai mult de 3 zile nu va dura. E chestia asta cu examenul de condus și nu știu, cam stresant și pentru mine, mâine o să mă panichez că, de fapt, nu mâine dau examenul, păi mâine, bă, joi, mâine o să fac toată ziua chestionare, deci probabil o să mă vedeți numai a făcă, ce să mai fac puncte de raport, du-te mă, și săptămâna viitoare, sâmbătă m-am chinuit să le fac. Cum spuneam, asta a fost și pentru azi, mersi că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, care cred că va veni, poi mâine. Sau mâine dacă filmez train, dar mă cam... Eu zic că o să mor dintr-un accident de mașină. Ai ghicit.